Păi eu, cu joace facem, așa îi spuneam, am venit la meserie de bumbățat. Aici? Aici, la Cocoșul George, la Socul. Aha. După a rămas dine. Că de-aia vă zice Cocoș. Da. Și am lucrat 3 ani, ucenicul, știi? Și după 3 ani m-am căsătorit, că am avut o fată și am rămas dinere. Și apoi am lucrat cu el până în 94. Și apoi eu decedat și apoi am rămas eu. După aia am ieșit din cooperativă și am scos autorizație particulară. De asta este soția, nu? Da. Da. Și nu mai faceți cojoace? Apoi am mai făcut acum de ăștia cu flori acum. Aha. Nu se mai cere, cum să zic. Făceam căciuli, făceam de-astea vopsite. Întâi nu se văsa vopsite, mai de mult. Făceam albe. Și apoi făceam ceptare cu flori. Că mai de mult cu tata socru, mergeam la târguri. Și apoi după aia, o vin partidul ăsta comunist și apoi eu cam strâns. Uite de unde am avut bani, știi că, cum să spun, că... Meseria, tata lucra acolo? Noi mai lucram în câmp, cu soția, cu mama, soacră, noi le argăsam, știți? Știi ce, a tăbăcit. Da. Noi da. Le tăbăceam, noi le curățam, le făceam. Mm-hmm. Albe. Toți copiii, uite așa, până la an avea căciuliță. Căciuliță de miel. Mm-hmm. Acum sunt ăștia mari, nu mai au căciul, nu mai poartă nici cei bătrâni. Capul gol. Dar așa era obinuit. Toți copilașii, cheptărușe, le făceam cheptărușe de alea mici. Și... din piele. Câte da. Lusă în cap. Îmbrăcați-le cu el. Așa. Da. Asta e meșină. Așa îi zice? Meșină. Și pe asta aveți meșină sau nu? Matighitul. Numai ce? Pighetura asta. Matighetura aia. Și ăsta este... asta e albă. E tot e meșină, dar e albă. Ăsta este portul din Sâmbăta. Da, portul din Sâmbăta de sub. Asta e. Până în sap toată la coacu. Da. Îți ia ceva. E mult cât lucră la ea. Normal. Suntem brații pe tine, na! Să ne ducem la loc.